Ziua, vă spunem și bine ați venit la cea de-a șasea ediție a concursului național de folclor tradiții, concurs pentru copii și tineri. Acest concurs se desfășoară sub egida Ministerului Educației și Cercetării Științifice, a Inspectoratului Școlar. Aș vrea să spun că el se desfășoară pe două categorii, vocal și instrumental, precum și pe trei categorii de vârstă, 12-15 ani, 16-19 ani și 20-25 de ani. Ca orice concurs care se respectă, este nevoie de un juriu pentru a evalua și a, nu numai pentru a evalua, pentru a îndruma tânăra generație care dorește să îndrăgească acest folclor al nostru românesc. Pentru că în ultima perioadă foarte mulți copii și tineri se pare că doresc acest lucru, dar uneori nu știu cum să abordeze, pentru că ei acum sunt tineri, rapsozii noștri sunt din ce în ce mai puțini. Ca atare, juriul format din specialiști a avut foarte multă răbdare și la preselecție și a făcut observațiile de rigoare. Nu neapărat pentru a cădea copiii la preselecție, ci pentru a ține cont de aceste observații pe viitor. Sunt constructive. Aș vrea să amintesc juriul. Onoratul juriu care va evalua concurenții sunt Eugenia Florea, președinte, etnomuzicolog, realizator de emisiuni pe Ionice la radio și televiziune București. Neobosita doamna Eugenia Flora. La fel, neobositul domn Gelu Stan. Profesor Timișor, realizator de emisiuni folclorice la radio Timișoara. Leontina Dorca, profesor, coregraf, interpret de muzică populară. Micleuș Nicu Sever, profesor, instrumentist, inspector de specialitate la Inspectoratul Școlar Județean Satu Mare. Vreau să vă spun, domnul profesor a participat la acest concurs pentru această funcție nu de mult și este inspector al județului Satu Mare. Victor Pindea, directorul Clubului Copiilor din Jibor, profesor de instrumente muzicale. Gabriel Neaga, directorul Clubului Copiilor etnografie. Daniel Juca, profesor la Clubul Copiilor, secretar. Dorindu-le mult succes tuturor, aș vrea să invit acum în scenă o personalitate, un om care este mereu alături de tânăra generație, care sprijină valorile, indiferent din ce domeniu. Și fără de care nu știu dacă puteam să realizăm acest concurs. Este vorba despre domnul primar, inginer Cătălin Septimiu Țurcaș, pe care îl invit să ne adreseze câteva cuvinte acum, înainte de a vedea. Salut și în acest an persoane dragi care sunt prezente în fiecare an alături de noi, respectiv juriul, onoratul juriu. Mă bucur că suntem la ediția șasea și, așa cum spunea și doamna Neaga,
Să mă bucur că suntem într-o Românie în care tot ceea ce înseamnă tradiție populară începe să reînvie. Și sigur că asta nu se întâmplă așa de bună voie, ci pentru faptul că există persoane importante care fac ca aceste tradiții populare să fie puse acolo la locul lor. Eu sunt convins că așa, cum de fiecare dată pe această scenă, indiferent că a fost aici, în Casa de Cultură sau a fost pe scenă amenajată lângă parc, viitori mari cântăreți de muzică populară și mari instrumentiști ai României au fost și sunt prezenți. Și cu siguranță voi fi foarte mândru peste câțiva ani când mă voi uita la oameni care vor fi recunoscuți atât pe plan național cât și pe plan internațional și au urcat pe scena Șemleului la un moment dat. Eu vă spun tuturor că această competiție este una foarte importantă și faptul că veniți din toate colțurile țării confirmă acest lucru. Le doresc mult succes și pentru că este o competiție, cu siguranță mâine seară ne vom bucura împreună și vom aplauda pe cei mai buni dintre voi. Mult succes tuturor! Mulțumim domnului primar. Aș vrea să amintesc faptul că ai noștri concurenți sunt acompaniați de către orchestra Dor Silvan, dirijor, profesor Titus Câmpian, care au deschis concursul nostru prin imnul concursului. Devenit deja un imn, pentru că suntem la ediția 6-a și suntem mândri de acest lucru. Și acum, pentru a nu ține copiii prea mult cu emoții, deși noi le-am spus să nu aibă emoții și chiar îi rugăm să cânte pentru sufletul lor, este foarte important. Ei îndrăgesc folclorul, au un suflet frumos. Și pentru faptul că se apropie de acest gen al muzicii. Ca atare, cu toată căldura vor fi susținuți de către public. Le dorim mult succes și, încă o dată, fără emoții. Așadar, categoria de vârstă, 12-15 ani. Aș vrea să precizez faptul că ei cântă în concurs două piese, dintre care unu, doină sau baladă și un cântec ritmat. Sparge gheața domnișoara Ghițiu Andreea din localitatea Rohia, județul Maramureș. Are 15 ani, este la categoria vocală. Va cânta Horea Păcurarului și Zi Ioanie Horea Me. Succes! Ai fost un super! Mult succes! Jesus, la verdele de mulți la iarba până jărut. Da, ¡Gracias!
Felicitări, Andreea! Viața a fost spartă și nu oricum.